Novena medaliei miraculoase. Ziua a opta. Cele două inimi gravate pe medalie sunt nedespărțite în iubire și în suferință. Inima lui Iisus este modelul sfințeniei, iar inima Mariei oglinda desăvârșirii dumnezeiești. Oare suntem îndeajuns de credincioși pentru a cinsti cum se cuvine preasfânta inima a lui Iisus și inima neprihănită a Mariei? Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. O Marie, zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. O Marie, zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. O Marie, zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine.